Cristi a petrecut seara și noaptea trecută în Casa Fetelor. A fost seara lui, practic, însă a fost foarte prost primit de către fete, spre deosebire de alții concurenți și probabil de cum s-ar fi așteptat el. Și asta pentru că știți foarte bine ce s-a întâmplat în weekend și ce discuții au fost. Așa că când el a intrat în casă, fetele erau toate acolo la bucătărie, pregăteau mâncare. Înainte de asta, fetele au făcut clătite. Am văzut că nimeni nu l-a servit cu nimic, ba, dimpotrivă, el s-a dus singur la frigider, își căuta suc, întreba unde găsește suc. Bine, cumva el este și așa mai pe tupeu și nu aștepta să fie servit, ci se servea singur, însă nu a mai văzut niciun fel de interes din partea fetelor. S-a așezat la un moment dat și el acolo la masa de la bucătărie și a început să discute cu fetele, timp în care Simona se afla la masa aceea rotundă și mânca. Mama lui Cristi, chiar înainte să vină, s-a așezat acolo pe fotoliul acela din bucătărie, pe canapele de fapt, și aștepta, se uita să vadă cum o să decurgă întâlnirea. Însă s-a văzut clar o distanțare și o răceală totală din partea fetelor în ceea ce îl privește pe Cristi, așa cum era de așteptat de altfel.